A ajuns în arestul inspectoratului județean de poliție Gorj după ce și-a bătut crunt iubita. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 26 de ani din Motru. Aceasta a fost reținut de polițiștii gorjeni pentru 24 de ore. Cea care a anunțat poliția a fost prietena agresorului, o tânără de 20 de ani din comuna gorjeană Cătunele. Femeia le-a povestit polițiștilor că s-a certat cu iubitul său, iar acesta a luat-o la bătaie, provocându-i leziuni traumatice care necesită 3-4 zile pentru vindecare. Un tânăr de 26 de ani din municipiul Motru a fost reținut de polițiști ca urmare a faptului că în urmă cu două zile și-ar fi agresat concubina în vârstă de 20 de ani, provocându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 3-4 zile. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Agresorul este cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Seara trecută acesta a fost reținut de polițiști și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj.